Bal, ucigaș din 7. Scumpiri, scumpiri. S, C, U, M, P, I, R. Bă, dracu, bă, stai de nopt. A venit? N-a venit, bă, trașcă. Fii atent, rămâne cum am stabilit, da? Da, mă, du-te, lasă că te fluier eu când vine. Auzi, bă, bă, trașcă. Ia zi, mă, fii atent aici. Val ucigaș din 7. Tsunami. Tsunami, bă, ce bou sunt, bă, tsunami, bă. Ts, U, N, A, M, I. Ce bou? Că nu sunt bou. Trașcă-i bou. Ăsta-i din 6. Iezi, bă, a venit? N-a venit, gogoașă, dar sper că-ți dai seama că tu n-ai nicio șansă. Dar dacă îți dă ție băiatul tot pachetul care o să vină de la mămica, te bagi? Sigur. Facem târgu? Bine, gogoașă, facem. Poate nu-mi dai pachetelul, ai auzit? Fii atent că te fluier când vine. Ok, perfect. Să trăiești. Hai, fugi. Goașe, goașe! Ia zi, tată, fii atent. Val ucigaș din 7. Tsunami. Bine, mă, deșteptule. Poate-ți trag și două karate. Jmechere. Mă luați și la mișto. Ia zi, vandame, nimic? A, nimic, domn caporal, se poate. Tocmai pe dumneavoastră să vă uit. Nu v-am spus cum a venit, cum vă fluier. V-am în vedere. Opa! Bă, Magarule, ține-ți o rușine, bă, că-ți dau dracu și auziți ăla de-l faci toată ziua pe unitate. Păi ne-ți, bă, că m-a fluiat pe mine, primul? Domn caporal, pe amândoi, ca să nu existe... Da, mă, băi, facem așa. Lasă să ne fluiere pe amândoi, că și care ajunge mai repede a lui să fie, da? Uite, da, mă. Egalitate de șanse, e corect? Corect. Corect. Păi facem așa, cine fuge mai repede, da? Da, mă, care ajunge corect prim... N-am vrut, scuză, mă! Tâmpitul naibii, te omoară! Mi-ai rupt piciorul! Ți-ai rupt piciorul, vai, să nu-mi spui că acum nu mai poți să alergi! Dacă ai ști cât de mult mă bucur că te-am întâlnit. Emma e vinovata, trebuie să-i facem cinste. Nu vrei să te conduc sus? Teo, e o unitate NATO, tu n-ai cum să intri. Și atunci, cum am să te văd? Te sun eu când scap. Abia aștept. Și eu. Și totuși nu vrei să... Hai bine cu acel. Ce bine mi-e. Teo, sunt soldat NATO, dacă mă vede. Dacă te vede. Te sun eu, da? Da. Love you. Bye bye. Bye. Ce mașină. Și frumos și bazat. Am pus-o. Hai nu, pe fandale. A venit uniforma aia nouă. N-a venit, domn sergent. Dar cum vine, cum vă fluier. N-am stabilit așa. Dar ce-ați pățit, domn sergent? Ce dracu să pățesc, mă? Cred că sunt răcit, înfundat. Sunt varză, să nebunesc. Ia dă-mă și mie asta un pic. Nu-mi place că... Creionul. Tăză... Păi ce faceți, domn sergent? Ce să fac, bă, mă desfund, dar ăsta e prea scurt, mă, n-ai ceva mai lung, un șarpe de la cumarea aia, de la desfundări canale. Nu avem, domn sergent, nu ținem așa ceva la magazie. Auziți? Spuneți-mi și mie aici, val ucigaș din 7. Din 7, stai să mă gândesc. Tsunami, mă! Tsunami, dușate, mai pune mâna și citește, mă, scrie acolo. Vă, ăsta știu și eu, domn sergent. E din 6, ia uitați. Ț, U, N, A, M, I. Din 6. Păi nu e Ț, U, N, A, M, I, bă, e cu T, Z, prostule, două litere. T, Z, U, N, A, M, I. Și atunci e 7. Pune mâna și față dacă vrei să fii ca cu așa prost unități. Domn sergent, ce deștept sunteți dumneavoastră.
Ar trebui să fiți un mare conducător de oști, un general. Așa, să... bă, recunoaștem valoarea, bă. Bagă mai departe, bagă. Dar ce zic eu, general? Mareșal, să conduceți întreaga armată a Universului, cu submarinele ei, cu tot. Mamă, eu... stai, că ăsta-i tare, mă, vă, doamne, să conduc submarinele pe Univers, asta nu-mi dădea nici mie pe cap. O să o bag în cartea mea de omonime și sintagnime. Auzi, dar pe una alta. Zi, că vine uniforma aia nouă. Trebuie să pice din clipă în clipă. Am eu niște pile la aprovizionare și o aduc. Bă, dacă te pune dracu să mai spui la altcineva că a venit uniforma nouă, te gâtești ca pe pui de grine, mă. Se poate, domn sergent. Bine. Cum vine, cum vă fluier. Bine. V-am adus uniformă. Păi dă-o cu aia, mai pune acolo, nu mai pierd timpul. Ce, mă? Hai noroc, vergi. Stați așa, domn sergent, că nu se poate să plecați așa. Cum să nu am luat-o? Las că-ți dai o semnătură, mai... Nu mai fluiera acum, că știu că... Unde e? Unde e? E meu! Ce e aia, mă, 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 mă. Și zi, fată, zi, cum a fost, ha? Zi, fații... Emma! Cum poți să-mi trebuie așa ceva? Ce, dragă, ce-ai? Ce-ai? Vreau să întreb dacă s-au pupat. Ce? Mai ales cofal. E super tipul! Și arată beton! L-ai văzut deja dezbrăcat? Nu, dragă, mă refeream așa, în general. Deci n-ați făcut-o. Emma! Ați făcut-o? Nu, dar nici mult nu mai aveam. Ai văzut, dragă, că nici Anca nu-i de-aia care hop-top de la prima întâlnire, m? Dacă aveam noi geamuri fumurii la mașină... Lasă, fată, că e mai bine așa. Că dacă o faci din prima, după aia zice că ești fufă. Aha, serios? Da. Da, și dacă stai 10 ani, zice că ești proastă. Dacă cumva te referi la mine și la Chiorene, no. Așa, să știi că ești fraieră. Pentru că noi abia mâine avem prima noastră întâlnire. Aha. Oficială, mă refer. A, da. Ai ceva? Așa, gogoașa, așa. Șotocan, șotocan, gogoașa. Rașcă jiu-jitsu. Dă-i mă cu karate. Termină că m-a terminat ăștia. Păi ce faceți, domn sergent, abadonul ăsta mai acum când... Întrag sufletul că am obosit. Păi tu nu știi că nu respiți decât pe gură, că pe nas nu pot că să-mi fădat. Ia, că v-am luat-o, fraierilor. Vezi, bă, vadame, bă, ce înseamnă, bă, să lucrezi cu creierul, bă, de cu picioarele. Și invers. Că de-aia, bă, când lucrează cu creierul, nu cu mușchii. Când, cum spune și proverbul, bă, când doi se ceartă și al treilea și al patrulea nu câștigă, înseamnă că câștigă al cincilea, bă, recte, eu. Cu ceaua tata de uniformă. Ce aia, bă? Vă ofticați că am luat-o eu, bă, fraierilor. Nici nu o să vadă niciunul de la mine, bă. Vadame, ascultă că spun eu, bă. Abia e. Ce vă ofticați. Uite, la un drum de seară, un bărbat de verde, cred că el, uite, cu o blondă. A ce dracu miroase, mă? Ce te uiți la mine așa? Eu m-am dat cu parfum, doar vin de la întâlnire. Dă! Mamă, dă! Ce pute! Băi! Închideți, mă, ușa aia la toaletă, că vă calcă în picioare! Nesimțiți-lor! Mamă, ce hălpute! Domn sergent, nu mai suportăm, domne, ne sufocăm! Păi normal, bă, că vă sufocați de invidie! Oh, no. Ia ce toală mișto! Domn sergent, pe cuvânt, dați-vă jos uniforma asta, că miroase de trăznește! Aia, lasă-mă, bă, bine spui! Și cum trăznește, bă? Așa? Aș vrea voi să dau jos. Ai vrea tu gogoașe, nu? Da, cum? Să dai jos, să dau jos, să mi-o luați voi, ha? Păi acest prostul vostru! Nu dau jos nicio uniformă până nu mi-o trece vandame pe inventar!
Să știi, până aici nu o dezbrac. Aolo, frățioare, ce mi-ai adus? Că ai nenorocit toată unitatea, mâncați-aș. Scuză-mă, am încurcat cutiile. Asta era uniforma care trebuia să ți-o las. Aolo. Păi și ailaltă? Era una care trebuia să fie casat. Casați-o voi dacă toți am adus-o. Uite și fișa ei. Mersi. Noroc, frățioare, noroc. Aolo. Parcă și fișa miroase. Aolo! Domn sergent, nu puneți aia pe dumneavoastră! Tare, mă, nu? Mamă, de când m-am mai îmbrăcat așa fancy trendy? Dracu de răceală, hai mă, gogoașcă, să știe pe de asta, te mai rajezi și tu ea. Eu mă duc la Emma, când m-o vedea așa trendy, cred că leșină. Mă duc să-i arăt uniforma, mă. Da! Să rămână și internetul, ducuță! Bă, băiatule, bă! Bă, de la voi pute, bă, halul ăsta, bă, că nu mai pot, bă, m-a paralizat, bă, în ultimul hal, bă. Nu știu, dracu, pișea, mama, m-ai auzit pe unii pe dincolo, că ce că pute, nu știu, mie mi se pare. Bine, am și nasul pic când vă dat. Vă place ce uniformă nouă mi-a tras, e fain, bine, la rădreaci un pic, ca mica, 2-3, la 4, la 5. Da, da, dar da, vezi, e faină, e stoc, e nou. Mi-a dat-o de la magazin, miroase nou, ia uite, ia. A zis eu că leșină dacă mă vede ce fancy trendy sunt. Auzi, tu dai și mie un de ăsta, că bătăluța văd că nu-ți mai trebuie. Compromut, la mâine ce ne aduc eu înapoi, hă? Știam că le simt, dă-te-l încolo. Hai, Patrick, trec mai încolo. Fugiți, bă! Periculosul, fugiți! Hai, bă, păi terminați-vă cu glumele astea proaste. Ezi, ce să spui? Domn sergent, să nu puneți... A spus-o pe dumneavoastră! A pus-o, bă, dar ce credeai, că te aștept pe tine să vii tu să mi-o pui, bă? Ia zi, ai trecut-o pe inventar? Nu, că trebuie casată! Ai, lasă, bă, și cum trebuie casată, bă? Trebuie arsă! A aparținut unui soldat care a fost atacat de un sconx. De-aia trăznește în halul ăsta, miroase a sconx! A, sconx, păi de ce nu zici așa? Adică am impresia că într-un fel voi vă bate joc de mine, mă, ha? Dar ce-am ajuns eu, mă, pe căriciul unității? Ce sunt eu, mă, Johnny Jokerul vostru? A, popa prostul, mă, ce se pare când vezi o urmă de prostie, mă, fața mea așa? Mă, așa, mă, să-ți cag în picioare! Dar eu vreau să... Ieși! Mă, ieși! Dracu de tilicar șmecher, auzi, mă, casată! Casată de el pe vreo șpacă grasă! Păi si... Uite ce, te rog să nu bagi și tu că miros urât, că te... Bă, al dracu de-n fundat trebuie să fiu. Dă-mi un creion de ăsta de nas. Așa... Uite, bă, ce fundat sunt, că nici nu pot să trag. Bă, vino miros! Bă, vine după mine! Fugiți, bă! Bă, voi simțiți duhoarea asta?
Care ați făcut mă un clip nesimțiților? Mamă, ce amețeală m-a luat. Fi de la miros. Unii dintre noi n-au mai apucat. Mă, parcă miroase iar. Păi cum n-ai bat un comandant, că doar am ars uniforma, nu? Ce, bă? Tot mai miros? Să mor, mirosit, ascom! Doamne! Dă-te, mă, raiba, că deja mi-ai dat răceala ta! Dar tot de unde vii, domnișoară? Vă scuzați, șeful, dar a dormit afară azi noapte ca să nu-mi intre mirosul, haine. Și-am răcit. Vă scuzați. Băi, atenție la mine. Vedeți că diseară este un dinou oficial pentru reprezentanții unităților NATO din Europa de Est. Eu nu pot să mă duc, am niște probleme personale. Dar nici pe Sergent nu pot să-l trimit, că acum pute... Mai pute? Nu s-a spălat? Dar tu n-ai simțit? Că sunt înfudată. Oh, i-a intrat mirosul ăla în piele. Nu e puraș. Ia du-te tu, mă, că ești femeie și dă bine acolo să știi. Bă, scuzați, șeful, dar nu pot. Știți, sărăcită și mi-e frică să nu dau cu bucii somon. Somon? Șeful, adică acolo e cu halela din aia șmecheră, cu sofisticărele de aia? Cred că da, mă. Păi de-aia e din eu, nu? Păi atunci, șeful, merg eu! O, și eu! Șeful, lăsați-mă și pe mine să merg cu ei! Hai, vă rog, e frumos, că eu n-am mâncat niciodată să mă dă ăsta în sote! Băi, aveți grijă cum vă prezentați acolo, că dacă faceți, mă faceți de rușine? Tu și nimăși, mă, ce ești fraieră? Ce dacă ești răcită? Mănânci tu niște sofisticărel de alea, nu-i păcat. Lasă-vă că eu am întâlnire, duceți-vă voi, luați-l și pe chiorete. Ba, pardon, eu nu merg nicăieri, că am și o întâlnire, da? Aoleu, gogoașă! Vezi, bă, de-aia sunt eu Dița mai caporalul și tu o să mori un amărât de soldat, mă. Că eu știu să perii, bă. Da, să trăiți. Bă, ce dracu, mă, că mie tot îmi mai miroase, mă, frate! Păi, asta miroase! Da de unde, domn caporal, vi se pare? Va intra mirosul la urât în nări, asta-i tot! Ia, da, mă, da și mie să mă conving! Asta pute, bă! Peria, cum să pută peria cu coașa, ai nebunit de tot! Ce? Ancuța, fiți atenți aici. Ancuța, ia mă, miroase. Bă, bine nu mi se pare, dar eu sunt și puțin înfundată. Vedeți? Deștepților, e doar senzația de miros. Mi s-a întipărit în creier. Bă, dă-te și tu. Wow, domn caporal! Domn caporal, nu cumva noi mirosim așa? Mai taci dracu din gură, nu ți-am spus că mirosul ăsta este un dans de la fructele de mare, băi. Astea? Da. Mamă, mamă, fructe de mare. Uh-huh. N-am văzut niciodată atâta mâncare. Domn caporal, putem să mâncăm cât putem noi? Da, mă, să mâncăm. Da? Cum au intrat ăștia aici, mă? Uite și tu în ce hal duhnesc. Nu iei mirosii când au intrat? Dă-i imediat afară, că te calc în picioare. Vă rog frumos să părăsiți clădirea imediat. Lăsa puțin, că nu de la noi miroase, nu! De la fructele de mare! Vă rog, nu faceți greutăți. Dar nu se poate și ceva, vă rugăm frumos! Băi, iar nu-și ajută, mă! Dar aici cine ai lăsat așa? Nu te alu! Dar lăsa-mă tine! Eu n-am mâncat niciodată fructe de mare! Rămâneți cu noi, revenim imediat.
Doamne, dar ce urât miroase. Ți se pare? Ia stai tu. Doamne, tu miroși așa urât. Ce face, mă? Adineaur am ieșit din duș, hai. Stai un pic. Stai așa. Să nu cumva să îndrăznești că mi-am pus tapiseria. Vorbim, pa, pa. Dă-te mă, Raima, că deja mi-ai dat răceala ta! Sergentu! Haide-le! Stai să te scrii! N-are nimic! Eu te plac și așa! Da? Și eu! Dansezi? Da! Pune la loc la asta. Alta dată. A venit ușa aia. Nu, eu am vrut să că nu se închide ușa și cu gândul ce-a mătii mă duc, a venit ușa aia.